Salutare, dragi prieteni, și bine găsit la un episod, episod în care vă mărturisesc, am păcătuit. Bine, nu chiar. Am cumpărat 25.000 de gold, plus încă 2.000 de la bestiuța asta. Am vrut să iau Sherman-ul German, da, era out of stock, că ar fost mai 2000 de bucăți și așa că am luat ăsta. Și pe lângă T-34 prototipul, băieți, o să vină gameplay cu vehicule noi, am vândut vehicule care le aveam în inventar, sau mai rare fiat inventarul meu, am vândut vreo 3 și skin-uri am vândut, câteva din astea mai scumpe și na, am strâns acolo, plus ce am mai avut pe cont. Și i-am dovedit. Și ne-am luat Super Hellcat-ul de 54E1. RU251. Nu știu și că avea unul CEO, dar am zis pas. Momentan că poate mai pică la tichete la shop. Așa că na, poate. Am luat RU. La ruși am luat ceva ce nu v-ați fi așteptat. Am luat SU-11, mă băieți. Știți cât de OP e chestia asta? Nu știți, dar e foarte overpowered. Și l-am luat. Vrea Andrei să joace la ruși cu avioanele. Și am vrut să iau SU-11 neapărat. Nu știu, așa mi-a s-a pus mie pata. Am înțeles eu că ar fi overpowered, cică. Dacă nu îi, asta e, mergi mai prost, o investiție mai tâmpită. Și-am mai luat și un elicopter, bă, băieți. Chestia asta. Care tind și sper să cred că o să merite banii. Dacă nu, asta e. S-a întâmplat. Am grindat la eventuri să iau vehicule degeaba. Totuși am păstrat. A1-ule. Chestia aia o să valoreze foarte mult peste un an, doi. Deși deja e aproape 300. Da. Și acum că m-am flexat, m-am lăudat, vezi, doamne, cine mi-s eu, ce vehicule mi-am luat, haideți să ne jucăm cu prototipul. Haideți să ne jucăm cu prototipul. Ia să-l vedem unde este. O să-l pun pe cel mai experimentat crew al meu. O să pun asta. Mai degrabă asta și pe tine te pun aici că nu-mi pare rău. După echipajul tău. Că costă mai puțin. Bun. Avem prototipul aici, îi băgăm crew-ul. Crew maxat, tot ce trebuie. Avioanele, bă băieți, nu știu ce să zic, dar cam pe astea le lăs, că nu prea am ce să bag altceva. Hopa, hopa, hopa. Nu zic că aș putea să bag I-16-le, dar am așa un fighter. Bun. Chat. Și acum o să revin după ce pun tufele și îi dăm cu gameplay-ul. No, și acum că am gătat, o să-i băgăm un backup așa de bun simț. Și o să-i dăm tăvăleală. Sperăm să prindem match decent, în care să nu ne-o luăm urât în freză, știți ce zic? Dacă ne-o luăm, asta e. E 1 noiembrie. Ora 2 dimineața. Vă dați seama. Mă, la cum e punctul ăsta ar trebui să fie... 4-0. Ne luăm toate proiectile să ne luăm iară înjurături în comentarii. Bine, nu înjurături, dar pe acolo. Nici nu știu. 32 cu 8. Și așa majoritatea se pun în podea.
Deci, nici nu contează, sincer. Preia proiectilul la orice oră. Ăsta preia rezervorul, șocul, la orice oră din zi și din noapte. Bine, nici chiar. O să fie interesant să încerc Super Hellcat, de bea aștept să sufăr cu el la 6-3. Mă, tu nu-i potent. Știți ce zic? Tu nu duce, nu e aia problema. Aoleo, nemția, o să fie plin de Sherman-uri noi nemțești, așa e? Ba nu chiar, uite un Panzer 4. Ne-am frânat, punem frână, Andrei. Prost, prost, prost. Foarte. Uite un Panzer 4. Din ăla mai șmecher. Nu mai e. Ștug. Nu te mai uita spre mine, lasă-mă. Las-o așa. Ștugul ăsta insistă. Ai bolangiu? Am încercat, dar uit că n-am tun așa de puternic încât să și penetrez în locul ăla. Da, măcar încerc. N-am pe nimeni în dreapta care să mă ajute. Și în poziția asta chiar aveam nevoie de cineva pe dreapta. Punctul-i capturat, dinamic? Unde-i? Nu-mi dau seama. Am încercat. Ai o artilerie corespunzătoare. Andrei joacă fără căști. Deci în caz de-mi ziceți că joc prost, să vă aduceți aminte ce v-a zis omul vostru. Că joc neprofesionist dura asta. O bat joc de tank, așa e? Ia ziceți. Da. Nu văd nimic. Am văzut pe ăla, a trecut, dar nu o trag pe el. Dați-mi. Aoleo, avion. Haleră. Haur. Mă uiți cuvinte cu H, care nu putem să le zicem. Se vrea fi o relatare profesionistă de gameplay. Relatare de gameplay, vă dați seama ce am zis acolo. Mamă, bă, nu știu cum a trecut aia. Dar a trecut. Ești fericit. I'm happy. I'm happy. Cu 70 ceva pen îți faci treaba pe harta asta, văd că n-ai nevoie de mai mult. Simicer. Aia cu prototipul meu. Aha, v-am văzut. Au, bă. Opa. Ascunde-te, Andrei, după tufă. Și roagă-te la doamne, doamne. Da, mă, că poți să-i curați pe fraieri. Da, eu în loc să trag după ăla cu tun ca lumea, trag după ăla cu tun mai puțin ca lumea. Aoleo, o vintă rață în cap. Așa au avut ea chef, au văzut pe YouTube. Uite-l. Și mamă, puma. De puma trebuie să ne ocupăm neapărat, că aia e cea mai mare problemă. Sincer, voi băieți. Nu o văd. Uite-o.
Normal că machine gunner. Dar de ce altceva? Driver. Ui. Na, băiatule. Trebuie să joci Puma. Văd să trag. Văd să trag. Nu-l penetrez acolo. Bune. Vai, ce prost a tras omul meu. I-am luat unul. I-am luat unul, bun. Ne mutăm pe proiectilele perforante. Nu mai contează. Bă, aproape primul loc. Dar nu. Bă. Perditorii de killuri. Unde? Unde îs inamici? Mai jos, sunt vale. Uf. Îmi vine Gicu cu tunul de 75 pe rață și îmi dă în cap iară. Și văd. Nebunesc, numai că mă gândesc. Ba mă, ăsta-i spawn-ul. Eu nu mai văd pe nimeni. Da, îi rupe jupul ai mei. Eu rup. Nu o să-i zămă din meci special pentru... Atât. Mai sunt 4 playeri. Doi n-au niciun punct. Curios unde ar fi. Opa, a murit BF-ul. Bravo, frate. Eu te susțin. Na, ar trebui să spawneze dacă vrea. Tipul de pe primul loc. Chiar sunt curios. Dacă se submoniază paci sau nu. O Puma. De unde? A fost ăla de pe ultimele locuri. Deci nu-l văd pe ăla cu Puma. Acolo-i, pe bune. Dați seama că și-l altă cu Puma. Bă, eu zic că am avut meci bun, n-am murit niciodată. Bazat băiatul. Mă, nu știu. A fost ok. La rang mic mereu e amuzant. Pentru mine. Satisfăcător, e ce trebuie la rank mic, n-aveți ce să ziceți. Pur și simplu. Bun, chat, asta a fost episodul. Am fost de eu ca de fiecare dată, știți povestea. Vă salut, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și vă zic că ne vedem pe data viitoare la un nou episod. Bye, bye.